A picat bine pauza asta, așa, pentru voi, nu știu. Dacă e să luăm în considerare meciul cu Faro, cred că a picat bine, mai ales că un meci în care nu meritam să pierdem și am ratat o grămadă, dar cred că a picat bine pentru că ne mai liniștim un pic. A fost euforia asta după meciul cu FCSB-ul, care am avertizat și am spus că nu trebuie să facem într-un meci pe trecere, dar s-a mai întâmplat și ce s-a întâmplat cu Liviu, cu, în sfârșit, chestii care ne deranjează, deranjează fotbal, dar na. Crezi că s-au liniștit lucrurile și în galerie și că la meciurile viitoare de acasă vor fi alături de voi și vă vor încuraja cum au făcut tot până acum? Nu știu, eu consider că suporterii Rapid trebuie să fie alături de Rapid, dar și noi, jucătorii și restul, sunt alături și de Liviu, pentru că nu știu dacă, nu știu ce s-a întâmplat, dar dacă s-a ajuns în timpul unui campionat să fie condamnat pentru torțe și astea când au fost nu știu câte meciuri în care au apărut torțe, fumigene, petarde și restul, nu știu. Nu vreau să fiu ăla care începe teoria conspirației că e ceva împotriva Rapidului și n-am ce să fac. Dar, nu știu, viața în tribună e altfel. Și cred că spectacolul... Da, nu sunt de acord să văd că se aruncă torțe într-o parte în alta și mai sunt și... Nu, da, noi suntem obișnuiți. Că se aruncă în altă tribună unde poate mai sunt copii și nu sunt de acord. Dar să scoți o torță și să aprinzi o torță la un meci și să cânți pentru echipa ta și ar deranja pe cineva, nu știu, nu. Asta e părerea mea, strict personală, nu vreau să influențez nimic. Dar voi v-au influențat atunci toate evenimentele astea? Adică... Nu știu dacă pot spune că da sau că nu. Singura chestie e că s-a vorbit în acele două zile și ceva, s-a vorbit foarte mult și cred că subconștientul lucrează la fiecare în parte, în funcție de cât de mult te interesează sau nu. Voi tot și-au găsit momentul pe ideal să nu cânte, să nu... Bă, aveați nevoie de încurajări pe perioada aia. Sunteți în lupta aia acolo. Nu o să stau eu să spun dacă Galeria Rapidul și-a găsit momentul ideal sau nu. Singura chestie care o spun e că toți care venim în tribună și toți care suntem prezenți pe teren trebuie să venim pentru Rapid și atât, nu pentru altcineva. Cred că Rapidul primează în fața tuturor, indiferent că te numești Săpunarul, indiferent că te numești orice alt nume, da? Noi venim și lucrăm pentru Rapid și muncim pentru Rapid și cântăm pentru Rapid, pentru că echipa asta o iubim. Mă rez, nu o să stau să spun de ce. Sunt supărați cu toții pentru că Liviu este unde este, dar nu o să stau să am eu discuțiile astea despre galerie.